Rezultatele arată că avem cea mai scurtă durată a unei relații de cuplu din Europa, între 8 și 9 ani, față de alte țări unde uh, durata unei relații satisfăcătoare este undeva la 20-15 wow. ani. Deci, cumva, din păcate, și aici stăm foarte uh, prost mm. și cumva asta e dureros. Sigur că există mai multe. Cauze cum ar fi de exemplu lipsa educației uh, unei relații sănătoase de mm. cuplu, foarte mulți nu au repere, nu știu ce înseamnă o relație sănătoasă. Mm -hmm. uh, nu știu că există niște etape uh, și marea majoritate renunță atunci când este greu, atunci când apar conflicte. Adică după ce te îndrăgostești și totul pare foarte frumos și ai așteptări, evident, cumva, și multe fantezii, mm -hmm, apropo mm -hmm. și de proiecții și de cum se reglează. Îți tine. regăsești copilăria, e foarte intens. Exact. Chiar dacă, exact. Chiar dacă asta înseamnă să îți regăsești traumele din exact, copilărie, exact. dar ele conțin multă viață, multă exact, vivacitate. Exact. După care urmează etapa în care formezi un cuplu, ești preocupat mm -hmm. mai degrabă de aspecte externe, nu știu... De mutarea împreună, un copil, Aha. carieră, deci cumva îți distragi atenția de la experiențele posibile dureroase ale relației. După care, sigur, apar certurile care se transformă în, într-un sentiment de, nu știu, deznădejde de dezamăgire, cumva te simți strădat de partener, nu, nu mai primești ceea ce te așteptai. Și este o etapă care, în care, din păcate, în România, marea majoritate renunță, pentru că cred că nu au ales partenerul potrivit, că poate alături de altcineva le va fi mai ușor și pentru că, de fapt, nu înțeleg ce se întâmplă și învinovățesc relația sau partenerul. Sinele învinge cu Mihai Dobrovolski în gherila de dimineață.